Și vă văd de aici, vă văd și vă salut în numele Domnului, bine ați venit la Biserica Agape. Încă de la începutul anului, un cuvânt profetic pe care Dumnezeu ne-l-a dat și care îl credem cu toții, este rodire. Și prima predică din acest an a fost despre rodire. Și acolo am citit din Ioan, capitolul 15, versetul 1 până la 11 și am învățat, cred că am învățat și trebuie să învățăm mai mult cum putem să rodim, cum putem să fim roditori. Dacă te uiți la o familie care de curând a intrat în acest proces de căsnicie după un an, doi, trei, patru, cinci, n-au copii, te întreb oare de ce n-au copii? Ce se întâmplă? Nu vreau să aibă copii și mai, mai modern astăzi este că nu după mai mulți ani să ai copii. Dar dacă nu au copii, te întreb ce cu ei. Și am avut un frate, fratele pastor Mircea de la Reșița și după ani și ani de zile păstorește biserica și l-am întrebat, Mircea, dar care e situația cu voi? Nu se întâmplă nimic, ce se, o, oh, frate Daniel, ne tot rugăm, ne tot rugăm, de ani de zile ne tot rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să putem să rodim. Zic chiar? Haide să ne rugăm, hai să ne, hai să ne unim o rugăciune, o rugăciune de învoire și să cerem ca Dumnezeu să lucreze cu putere și să vă dea o binecuvântare, să vă dea un copil sau doi sau trei. Și ne-am unit în rugăciune și ne-am rugat. N-a trecut mult timp și ei au pe Daniel, Micuțul Daniel, i-au pus numele după mine, Daniel. Așa, pentru că ne-am unit în rugăciune și ne-am rugat. Rugăciunea are o mare, un mare rol în viața creștinilor. De aceea rodirea are un rol important. Vedeți, nu putem să aducem lădița, singură n-are cum să aduce să aducă rod. N-are cum. Trebuie să se alimenteze din ceva, din viță. Mălădița și cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 15, vorbește foarte clar. Fără fără El nu putem să aducem rod. Spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mălădița nu poate aduce, să aducă rod de la sine. Dacă nu rămâne în viță. Tot așa și nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine, în Hristos. Vrei să rămâi în Hristos? Amin. Dacă vrei să rămâi în Hristos, El te va ajuta și te va influența să aduci mult rod. Amin? De aceea, a doua săptămână am vorbit de binecuvântarea Domnului. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne binecuvintează. Nu este un Dumnezeu care ne bleastă, mă. Iisus Hristos a fost blestemat, Galateni, capitolul 3, versetul 13 și 14, El a fost blestemat pentru tine, ca tu să fii binecuvântat. Și încă de la începutul creației, Dumnezeu l-a binecuvântat pe om. Poți să spui, sunt binecuvântat de Domnul. Vă rog, suntem binecuvântați de Domnul chiar dacă nu avem milioane, milioane de euro, chiar dacă nu avem mașini și mașini și mașini, chiar dacă nu avem sute de... Ca... Sunt binecuvântat de Domnul. Și Pavel o spune altfel, o spune așa de, de frumos în Efesen, capitolul 1, versetul 3, el spune, sunt binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Amin? Tot felul de binecuvântări. Nu se referă doar la financiar, nu, nu, nu. Tot felul de binecuvântări. El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, prioritatea este duhovnicești. Noi, fiecare dintre noi, ne uităm în domeniul natural, dacă am bănuți, atunci bine binecuvântat. Nu! Așa vor veni banii, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Dar ca să vină pe deasupra, trebuie să se întâmple ceva se întâmple ceva în mintiuța ta, hardul ăsta disc, în mintea ta, în inima ta, se întâmple ceva. Și acea, acea schimbare și, uh, e foarte importantă. Ca să știi că Isus Hristos te-a binecuvântat, a plătit un preț pentru tine, ești copilul lui Dumnezeu. Și astăzi, voi începe un studiu astăzi, de câteva săptămâni, voi vorbi despre biserică, eclesia, biserică. În Noul Testament doar de trei ori se pronunță cuvântul Eclesia, se pronunță templu, casa lui Dumnezeu. Eclesia este locul unde se adună răscumpărații lui Dumnezeu. Na, asta e bună. Na, trebuie să înțelegem aspectul ăsta, pentru că altfel, dacă nu înțelegem aspectul ăsta, nu este un sanatoriu doar pentru a te pregăti să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Nu este o platformă care te ține, da, voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu cumva. Nu, nu, nu. Atât trebuie să învățăm și aș vrea Duhul Lui Dumnezeu, -a... așa de mult mi-a vorbit un singur cuvânt, rodire. Și mi-am pus întrebarea și mi-o pun și aș vrea să ți-o pui și tu. Oare, care-i scopul vieții mele? De ce sunt aici? Mi-am pus întrebarea. Mi-a plăcut să călătoresc în multe părți ale lumii și am predicat în multe biserici. Mari și mici. Am văzut minuni după minuni. Și totuși sunt aici. Am pus întrebarea, de ce? Vedeți, ne întrebăm, iubicilor, de ce oamenii nu vin la biserică? Când aud de biserică, își întorc capul. Ne întrebăm. Biserica nu este o clădire unde e o cruce acolo și unde se fac niște slujbe. E cu alte cuvinte, pardon de expresie, dar trebuie să vă spun, aproape moartă. Doar niște rutini din astea omenești doar niște slujbe din astea formale. Biserica trebuie să, să aibă viață. Biserica trebuie să fie plină de puterea Duhului Sfânt. Vezi, vrei o asemenea biserică? Eu vreau o asemenea biserică. Și am vorbit cu mulți oameni. Am mărturisit pe Hristos la mulți oameni. Dar asta nu-i destul. Și mulți dintre voi ați mărturisit pe Domnul la mulți oameni. A, ah, întrebarea mea este către tine și, și mi-o pun și eu. Unde sunt oamenii ăștia? De ce n-au venit la, la Hristos? De ce n-au venit la biserică? De ce? E o întrebare legitimă și o întrebare reală care ar trebui să ne o punem. Nu doresc să fiu formalist, nu-mi place formalitatea. 21 de ani am fost foarte formalist. Asta a fost și numai așa, în, în, tiparele acelea am putut să funcționez. Fă așa, umblă așa, numai așa e bine, numai așa e bine. Vezi, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ne învață și aș vrea să, să citim cuvântul lui Dumnezeu și vreau să învățăm. Ați auzit și am predicat din textul acesta de multe ori, dar acum vreau să altfel să privim altfel să privim și să învățăm despre biserică. Complet altfel Duhul Dumnezeu mă conduce. Și deschidem Bibliile noastre la Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 16 și 18. 16 și 18. Simon Petru, drept răspuns, le-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Da, îmi pun întrebarea, Simon Petru, cum poate să afirme așa ceva? De unde a primit el această revelație? De unde? De unde a primit-o? Și Domnul Isus îi spune versetul 17, și eu îți spun, îi spune lui Petru, și spune și mie și ție, eu îți spun, versetul 17, și le-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în cerul. Deci descoperirea vine de acolo, de sus. Nu ne limităm doar la ce avem la mintea noastră, da, e bună mintea. Și Dumnezeu ți-a dat minte, dar mintea aceasta, iubiţilor, trebuie să fie reînnoită, transformată, schimbată. Dacă nu este transformată și schimbată, vă spun un lucru foarte mare, măresc, nu poate primi de sus. N-are cum. -are, el privește jos, n-are cum să primească de sus. De aceea, de aceea e foarte important a revelația lui Dumnezeu să vină la tine este ca inima ta să fie deschisă și mintea ta să fie renoită. Putem vorbi despre asta săptămână la rând, dar continuăm mai departe. Deci revelația aceasta, și eu spun pe Domnul Iisus, spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile al locuinței morților nu o vor birui oa. Wow. Dacă stai să analizezi acest verset, e atât de măreț. Petrus, această piatră, această revelație pe care ai primit-o de la Domnul, Întrebarea mea către tine și mie este, ai primit această revelație a Bisericii lui Hristos? Că tu ești o piatră, tu ești acolo un mădular, Pavel o pune altfel, Într-o mădulare, suntem mădulare unii altora în Roman, capitolul 12. Flarte clar, suntem mădulare. Deci biserica nu este o clădire, o sală, cu toate că o numim biserică. Biserica ești tu și tu și tu și eu. Da, nu știu dacă înțelegem aceasta, și-aș vrea ca Domnul să ne călăuzească clăuzească să înțelegem aspectul acesta, că biserica este formată din oameni. Oamenii. Și oamenii au, au, e foarte interesant, Oamenii, vedeți, la ora actuală să în gândim și trece biserica, trece printr-o transformare radicală, dar în întreaga lumea printr-o transformare radicală, dacă m-aș duce acum unde am fost acum 30 de ani, aș -a 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 fi surprins. Așa cum mulți care vin aici sunt surprinși să vadă. Mă, ce minunat e, mă, cum s-au aranjat frații, ce minunat e. La început credeam că totul e negru, la început credeam, dar uite ce frumos, ce lumini, uite ce, ce fain, domne, ce fain. Ce bucur! dar întrebarea mea către tine este, te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Mai mult decât frumusețea asta a clădirii și a sălii, este, este că suntem membri unii altora, mădulare unii altora. Wow! Nu știu, chiar m-am gândit când am, am, predicat la Yang Hichou în biserică, erau atunci cam 400 de mii de oameni. 400 de mii de oameni. Mă gândesc acum dacă m-aș duce acolo, cum aș găsi biserica de acolo? Mă surprind, dar, dar Dumnezeu schimbă lucrurile și la nivel de... Nu așa, frate Tudor Pețan, pentru, știi, și călătorești mult și... Dumnezeu schimbă Paradigma. Ma, ce vorbești? Ce cuvânt e asta, paradigma bisericii? Adică felul în care funcționează biserica și ar trebui să funcționeze biserica. Biserica nu este un modular al lui Hristos, doar venim aici și ocupăm niște locuri și cu asta fie ce o fi. Cineva, avem lideri, ei fac de toate, noi, da. Venim, dacă se poate, mai târziu, după ce începe programul. Apropo de cei care uh, obișnuiesc să vin așa, nu vă critic, dar asta o vă spun din. din uh, Fraților, vreau să vă spun că trebuie să ne schimbăm felul nostru de gândire. Amin. Altfel, biserica nu funcționează, nu funcționează ca un mădular viu. Oamenii sunt sătui, sătui de vorbe, sătui de vorbe chiar frumoase. Oamenii vreau să vadă fapte. Și fapte prin tine și prin mine. Întrebarea mea și mi-o pun și ți-o pun și ție. Vrei o biserică diferită? Vrei o biserică în care vezi, nu numai la laudă și închinare că merge și batem din palme și ne bucurăm, ridicăm mâinea. Domnul, să te binecuvinteze, Florin, unde ești? Domnul este te binecuvinteze și echipa de laudă și închinare. Foarte bine, ne-am bucurat și ne bucurăm. Dar aș vrea ca biserica să funcționeze ca un mădular. Dar nu funcționează frate. Da, frate, facem și noi ce putem. Frate Daniel, facem și noi ce putem. Ne rugăm și foarte bine că te rogi, dar eu vreau mai mult. Ai un potențial mai mare. Na, no, mulțumesc pentru câțiva amin ai un potențial mai mare. Amin. Fiecare din noi, fiecare din noi avem un potențial mai mare decât îl avem acum și îl folosim. Pentru că Dumnezeu vrea să ne folosească nu doar pe mine, nu doar pe Cristi, nu doar pe liderii bisericii, pe fiecare din noi. Amin. Vrem o biserică diferită? Eu vreau o biserică, vreau o biserică mai diferită decât cum este. Dar, frate, unii spun că suntem la extremă, unii spun că lăudăm pe Domnul, unii spun că suntem extraordinari. Ce mai diferită? Vreau să vă spun că oamenii vor spune tot felul de lucruri. O, vă zice, aia nu-i bine, aia nu-i bine. Dar întrebarea mea este ce zice Duhul lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu o biserică vie, cu alte cuvinte, și avem, o, avem așa o, o, o așteptare de la Duhul lui Dumnezeu, rodire, rodire, rodire. Nu doar ca să creștem, ca să fim mai mulți sau nu știu, nu, 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 nu. Dumnezeu vrea să te facă roditor, să ai încredere în Dumnezeu, că ceea ce faci tu este eficient. Bun, ne-am rugat. Mi-am văzut răspunsul la rugăciune, da, haleluia, glorie Domnului. Dar trecem mai departe, unii ne... suntem foarte rugăcioși și mă mulțumesc Domnului pentru cei care se roagă, pentru cei care mijlocesc, dar nu-i destul asta. Hmm. Dar frate, ce, ce dorești? Vreau să vă spun că fiecare din noi avem potențialul nostru. Fiecare dintre noi. Și aș vrea să, să vedem la faptele apostolilor, capitolul 19, versetul 10 și 11. O inspirație aici, să vedeți ce ar trebui să se întâmple și cum ar trebui să acționăm noi. Faptele apostolilor, capitolul 19, versetul 10 și 11. Aș vrea să vedem aceasta. E Biserica din Efes. Îmi și mă ne punem întrebarea, citim istoria bisericii din Efes. În că într-un într timp record ei au crescut. Lucrul acesta a ținut doi ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Auziți, se spune cuvântul toți. O întrebare mea se pune, oare toți din Timișoara, aud cuvântul Domnului la ora actuală, vreau să vedem cât de, cât, că nu suntem eficienți de multe ori. Ne mulțumim doar cu puțin și Dumnezeu va binecuvânta și e bine, suntem bine, ne simțim bine unii cu alții, ne simțim bine. Mulțumesc Domnului pe cei, pentru cei care invită pe vecinilor și Dan, unde ești Dan, Dan, Dan Trif, Dan Trif, pe unde ești? Afară, precis. A, ah, uite acolo la cameră. M-a invitat pe vecini. Domnul vă binecuvinteze, bine ați venit. Bine ați venit la biserică, vecinii Ludan. Domnul vă binecuvinteze. Am stat de vorbă cu, cu dâns și azi dimineață. Auzit cuvântul. Ceva se întâmplă. Dacă tu ești fericit și bucuros în casa lui Dumnezeu, aici vei spune la cineva, biserica mea este diferită aici lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. am multe exemple, dar voi dau un exemplu ca să vreau, de aici vreau să plecăm mai departe. Oli, te rog să vii în față și cu Oana. Oli și Oana, Oli și Oana, foarte practic. mi îmi place, e foarte pragmatic și practic, îmi plac lucrurile astea. Îmi plac să vă inspir. Vine aici, Oana, așa și... Oli, e membra bisericii de mulți ani. Și noi avem mai multe proiecte, mai multe proiecte care le dăm bisericii și de multe ori le-am dat. Uitați aici un proiect, un suflet pentru Hristos. Să zicem cu toții, un suflet pentru Hristos. Un suflet pentru Hristos. Hristos. Nu-ți cer zece, nu-ți cred o mie, nu nu un suflet pentru Hristos. Da, frate, dar eu am mărturisit pe Hristos, mai mulți, foarte bine. Dar cine e în biserică? Cât sunt în biserică? Prea de tot, frate, prea multe ne cer. Un suflet. Mulți, unii sunt așa de spirituali, atunci când se apropie de oameni, în loc să-i atragă, îi resping. Auziți bine? Olii, uh, um, Oli, o femeie a rugăciunii, lucrează acolo la spital, așa, și ne a vorbit la Oana despre, despre, dă-mi microfonul, te rog, despre Hristos. Am și eu probleme? Așa. I-a vorbit despre Hristos. dar ne spus că vine la o biserică. Și biserica aici, aici lucrează Dumnezeu. Da, așa i-ai spus, da? Ce i-ai spus? Ia să vedem. Da, deci vreau să vă spun că de când am plecat pe calea Domnului, am stat și m-am gândit foarte bine. Căci cu Dumnezeu nu te poți juca. Ori ești 100% pentru Dumnezeu, ori nu ești. Uh -huh. Nu totdeauna ți iasă, nu totdeauna îți reușește, dar sub nicio formă n-ai voie să rămâi acolo. Ai căzut și te ridici. Deci când ești conștient că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și că noi, pentru noi s-a plătit un preț, noi nu putem să fim indiferenți. Așa e. deci Amin. nu putem, trebuie să fim 100%. Eu nu sunt perfectă, familia mea nu e perfectă. Am trecut prin multe încercări, dar nu am de ales. Fie că trăiesc, fie că mor, eu știu că sunt al lui Hristos. Amin. Iar dacă știu că sunt a lui, eu trebuie să-mi fac treaba mea. Ori unde sunt. Să știți, și la locul de muncă, gura mea nu tace. Deci eu nu pot să tac. Asta sunt. Nu pot. Pentru că Dumnezeu prea mult bine mi-a făcut mie. Amin. Și nu Amin. pot să tac. Nu toată lumea este de acord cu tine. Alți oameni spune, orice vorbiți, doamnă, dar nu de Dumnezeu. O, oh, mă provoacă la lucru, alții mă iau la mișto. Oana știe. Dar eu abia aștept. Deci abia aștept să deschidă gura sau subiectul despre Dumnezeu. Acolo este terenul unde eu mă simt cel mai bine. Aleluia! Ha, Oana, ea este o colegă a mea deosebită. Lucrează cu oameni, le face tratament, este asistentă pe secție, e deosebită. Din totdeauna am văzut-o deosebită. Adică nu se bagă în discuții, e ok, e, e super și are un suflet deosebit. Dumnezeu așa a lucrat trecând toată ziua pe aici, văzând, a zis, Doamna Olie, dumneavoastră, tot timpul sunteți, sunteți fericită, așa este. Și Dumnezeu a atins inima ei și astăzi este aici cu mine și cred că va rămâne, deci Amen. cred că va rămâne, sunt convinsă de lucrul Amen. ăsta, că va rămâne în casa lui Dumnezeu. Ea, fetița ei și soții ei a fost aici la Cartea Cărților, a trebuit să vină, Oana a fost la lucru și a trebuit să vină cu fetița lor, și sunt convinsă că Dumnezeu va lucra în viața lor. Amin! amin. amin. Oana, te văd de mai mult timp și te-am salutat, mi-a plăcut că ești așa de atentă, așa parcă predicile mele și cuvintele le absorbe, așa. Ce s-a întâmplat cu tine? Ce se întâmplă? Vreau să vă mulțumesc încă o dată, pentru că sunteți aici pentru de aici și pentru mine rămâneți cel mai important om. Aleluia! Prea mult, prea mult. Și de fiecare dată când vin aici, am văzut câte ceva. Amin! Și vă mulțumesc încă o dată! Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să vă binecuvinteze pe Oana! Domnul să te binecuvinteze! Domnul, domnul să te întărească! Domnul Amin. să vă întărească! Și ține aproape! Cine e aproape! Stai aproape de ea! Vor veni tot felul de influențe, vor veni tot felul de atacuri, dar ține aproape, Oli, Amin. te rog, împreună, mădulare unii altora. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumesc pentru mărturia voastră, slavă Domnului. Am făcut aceasta pentru că e foarte important ce mărturie ai. Mărturia ta la locul tău de muncă, mărturia ta cu colegii tăi, e foarte importantă. Cuvântul Evangheliei a fost auzit în Asia. Pentru că Pavel a predicat cuvântul adevărului, nu întâmplări, nu doar vorbe, ci cuvântul adevărului. De aceea, noi astăzi, ca să putem să predicăm cuvântul adevărului, noi trebuie să ne hrănim din adevăr, din Hristos. De aceea vă binecuvintez în numele Domnului. Ca să poți să să primești această revelație de care avem nevoie fiecare din noi și îmi place că Domnul a pus la dispoziția noastră și Biserica Agape a pus la dispoziția dumneavoastră un program în care studiem Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă încurajez în fiecare dimineață să vă apropiați de Cuvântul lui Dumnezeu, să aveți părtășie cu Duhul lui Dumnezeu. Amin? Vedeți, cum putem să revenim și dacă ne uităm și ne uităm la istoria bisericii, ne uităm la biserica primară, domne, n-a vreau clădiri, n-a vreau sisteme din astea moderne, computere și sisteme moderne, după care ne uităm astăzi și bune. Dar biserica se bucura de pace. Biserica se bucura de pace. Fapte 9 cu 31. Biserica se bucura de pace. Asta înseamnă că se înțelegeau unii pe alții. În timpurile de astăzi, vedem așa o anomalie în biserici. De ce? Bă, unii au mai, cât mai multe revelații, nu mai încap de revelațiile lor. Aici au descoperiri care sunt împotriva descoperirii lui Dumnezeu. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea, sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt. Se mulcea cu ajutorul cui? A Duhului Sfânt. Biserica se va mulci cu ajutorul Duhului Sfânt. Biserica, dacă se bucură de pace, de aceea eu cred că Dumnezeu, intrăm în procesul de transformare. Intrăm încă de la acest început de an, de aceea Duhului Dumnezeu m-a pus pe inimă să vorbesc despre Eclesia, locul unde Sfinții lui Dumnezeu se adună, locul unde Duhului Dumnezeu poate să, să lucreze, locul unde se întâmplă transformări duhovnicești. Transformare în gândire, transformare în purtare, transformare în atitudine. Aici e marea problemă, atitudinea noastră. De aceea, în Cercul Solomon, în Proverbe, capitolul 4, versetul 18, face o afirmație care e atât de reală pentru noi, dar prindeți-o bine, vă rog, să o prindeți bine. Aici. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărui strălucire merge mai mereu crescând până la miezul zilei. Ua! Ua! Stai puțin, frate, dar, dar cum e asta? Cum mi-o explici asta? Câți dintre voi sunteți neprihăniți? Știți ce înseamnă asta? Că îl crezi pe Dumnezeu. Câți dintre voi îl credeți pe Dumnezeu? Că Dumnezeu ce spune e da, amin. amin. El așa, ce spune e da, amin. Nu pun la îndoială pe Dumnezeu. Câți dintre voi ați fost vindecați de Dumnezeu, mâna sus? Aleluia! Dumnezeu vindecă și astăzi, da, vindecă. Amin. Dumnezeu eliberează, câți ați fost eliberează de patim, mânuța sus. Am fost eliberat, Dumnezeu și astăzi eliberează. Dumnezeu ne umple de puterea Lui, de puterea Duhului Sfânt. Cât a fost un plus de puterea Duhului Sfânt? Atunci ați... e bine. Mai este loc. Unii care nu ridică mâna. Mai este loc, frate Daniel. Și da, este loc. Mai este loc de mai mult. așa e Violeta. Mai este loc de mai mult. Vreau mai mult de la Domnul. Vreau mai mult să primesc cuvânt, din cuvântul lui Dumnezeu pe cărarea celor nepriniți este și dar cărarea celor nepriniți este ca lumina strălucitoare. Nu am opresc aici chiar dacă e virgulă. Cum adică, frate Daniel? Înseamnă că umblarea mea ca om neprihănit, umbrarea mea ca om neprihănit aduce lumină. Voi sunteți lumina lumii! Eu uh, e chiar așa? Eu cred că e așa. Pentru că lumina luminează, lumina nu aduce întuneric. Și dacă tu, ca om neprihănit, umbli în adevărul lui Hristos, atunci vei lumina. Na, da, vedeți, ne așteptăm ca oamenii să vină la biserică. Nu vor veni la biserică dacă nu te vede pe tine și pe mine luminând. Nu vor veni, îmi rău să spun, iubitule, meu, îmi pare dragul îmi Am această... Unii, unii, unii ziceți că sunt prea înfocat pentru Dumnezeu. Nu, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu. Și oriunde, oriunde, oriunde mă duc, ăsta sunt. Eu sunt o realitate, eu nu pot să mă ascund. De multe ori mă mai opresc, de multe ori mă mai opresc pentru că unii cred că sunt prea evlavios, prea, 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 prea. Nu, eu un om neprihănit poartă după el lumina lui Hristos. Nu, Gândește-te la lucrul ăsta. Dacă ai purtat tu lumina lui Hristos și ăsta e o introducere, se vede lumina în tine sau... Nu te întreb câte cunoștințe ai, că mulți aveți cunoștințe foarte multe. Dar întrebarea este, cu toată cunoștința ta, cu tot ce ai, porți lumina. Pot vecinii tăi să zice, da, oamenii ăștia, familia asta, este o familie în care Hristos se vede prin viața lor, prin trăirea lor. Îmi doresc tare mult. Îmi doresc tare mult să văd. Și am, am așa un vis. Dați-mi voi, eu vă spun de multe, am un vis. Și eu îmi place să visez, dar îmi place să visez lucruri bune. Îmi place să visez lucrările lui Dumnezeu Am un vis pentru Biserica Agape Am un vis pentru România Am un vis Care e, frate, dar chiar vrei să știi? Aș vrea să fii partener cu mine în visul ăsta N-aș vrea să fiu eu singur Aș vrea să fii și tu partener cu mine Poți să spui un amin? amin? Adică vreau și rolul tău Nu vreau să fac numai eu lucrurile predic și bine că predic, când dă Domnul, îmi place, mă pregătesc, studiez, stau la dispoziția lui Dumnezeu, dar nu-i destul partener. Am nevoie de oameni care sunt parteneri cu mine, de voi. Nu numai în rugăciune, dar voi pleca mai departe, voi spune ce am nevoie și cum am nevoie. Și, uh, Mm -hmm. O spun, o spun. Ah. M-a stădui foarte mult o carte care Ed Silvoso din Argentina a scris-o despre Ecclesia și m-am inspirat din ea în anumite lucruri și am văzut și nu numai de ea, știu de mai mulți, mai multe biserici care au intrat în acest proces de transformare și schimbare a minții și a inimii. Îl știu pe Ed, îl cunosc personal. Îi scria în cartea aceasta și îl dădea un exemplu. Îi dădea un exemplu în cartea asta despre Eclesia. Dădea de acest exemplu, Ed și zicea așa, Ed Silvoso zicea așa, trei lucruri au contribuit și el trăia într-un oraș din Argentina de Nord, în Argentina de Nord și acest era, oraș era Existenția, așa se cheamă orașul, 400 de mii de locuitori, exact ca Timișoara. 400 de mii de locuitori. Și a spus, mai Daniel, și am citit după aia în cartea afirmarea, și uh, e puteți să o citiți și dumneavoastră cartea, ha. spunea, eram disperat, Daniele. Vedeam, erau 70 de biserici în, în, în orașul meu, 70 de biserici. S-au sărâmat biserici după biserici. Era un duc de diabolic, de diviziune. Era un duc diabolic că nu se mai înțelegeau frații unii cu alții. Din 70. Și m-am pus pe poșe rugăciune și am spus Domnului, Doamne, Doamne, vreau, Doamne, Doamne, vreau să înceapă cu mine, plâng înaintea ta și a plâns înaintea Domnului. Și a provocat pe frații păstori și din 70, șapte păstori au zis, bine, ne unim cu tine în rugăciune s au unit cu el în rugăciune. Șapte din șaptezeci. Și s-au rugat, și s-au rugat, și nu numai s-au rugat, dar au mărturisit bisericii, uite ce trebuie să facem. Nu-i destul că ne rugăm, dar trebuie să acționăm, să zicem cu toți, acționăm. Nu-i destul că ne rugăm, dragilor, suntem așa de rugăcioși. Nu-i destul asta. Trebuie să acționăm, și cum, frate Daniel? Și îmi zicea, Ed, cum au acționat oamenii ăștia? Vorbeam de lumină. Vrea să lumineze lumina ta și lumina, lumina mea, și a spus la fiecare membru din biserică. Așa au fost biserici sfârmițate, biserici mici, biserici, exact cum sunt la noi și m-am văzut în România, exact același lucru care am văzut-o în rezidenția în, în, în Brazilia de Nord în Argentina de Nord. Și după 2 ani de zile, nu după 10 ani, după 2 ani de zile, cele șapte biserici, șapte biserici s-au unit în post și rugăciune și nu numai atât. oh, da, noi ne rugăm și în destul. Nu, fiecare păstor la biserica lui a spus, oameni buni, trebuie să fim roditori. Uite care e pasul. Primul pas este rugăciunea, bun. Al doilea pas este evangelizare și ucenicizare. Al treilea pas este puterea Duhului Sfânt. Trei pași! Au trecut doi ani. Vreau să vă spun că erau 5.134 de oameni credincioși în orașul lor, 400 de mii. De locuitori. După doi ani de zile, șapte mii de oameni au venit la Hristos. Șapte mii! După încă doi ani de zile, o sută de mii au venit la Hristos. Prea, prea de tot, frate. Citește cartea, vezi cifrele astea. Citește cartea. O sută și rămâi șocat. Rămâi șocat. Ce fac, Doamne? Ce fac eu, ca și om lui Dumnezeu? Pentru că sunt răspuns... Auziți, vă spun ceva care e mai, mai profund. Dacă vreți să credeți sau nu, sunt responsabil nu numai pentru dumneavoastră. Știți că sunt responsabil pentru mii de oameni din Timișoara? Hmm. E greu de crezut. Dar sunt responsabil și mă rog pentru mântuirea Timișorii. Am un vis ca biserica agape. Să se implice în această lucrare de evangelizare, de mântuire, și să lase pe Duhul Sfânt să lucreze. Asta e biserica, altfel ne pierdem. Oamenii nu sunt interesați să vină să audă poveștile noastre și uh, cearta noastră și nemulțumirile noastre. Nu! Schimbăți ți atitudinea. Schimbă-ți viața. Nu te uita la vecinul tău cât de rău sau te păcătos, ci uite-te la Hristos cât de bun este El. Vă, vă spun în dragoste, asta îmi doresc, dragilor. Am acest vis și nimeni nu poate să mă oprească, nu poate să mă oprească. Și nu vreau să mă las oprit de oameni. Da, mă rog pentru oameni. Cer mila și îndurarea Domnului, binecuvintez pe oameni. Dar vreau să vă provoc astăzi, să vă provoc la o... a face pași. Întotdeauna când consiliez și când mă rog pentru cineva, îi dau câțiva pași, doi, trei pași și mulți au căzut, în loc să stea, domnule, vezi că se eliberați. Mă rugam pentru un, un bărbat și era, era terminat. Și m-am rugat pentru el și Dumnezeu l-a eliberat și a fost câteva, câteva luni eliberat de Domnul, dar nu nimic nu ține pentru totdeauna, trebuie să faci și tu ceva. Amin. Auzi biserică bine, ai urechi bune, ascultă bine, dragi, dragule, trebuie să faci și tu ceva, te rog. Amin. Și după mai multe, mai multe săptămâni și luni, o vine fratele și... Oh, frate, iar am în situația respectivă. Am spus, ai făcut pașii care ți-am cerut. Ți-am cerut trei pași doar. Trei! Nu șapte, nu zece, trei! I-ai făcut? Păi nu, păi nu. Păi și atunci cum vrei? Vrei să facă Dumnezeu tot? El a făcut tot. Hristos a făcut tot pentru mine și pentru tine. Vrei să facă tot doar El și tu să nu faci nimic? Să nu fii roditor? Nu, nu se poate, n-ai cum. Nu e așa mare lucru să și îmi place să mărturisesc pe Hristos, îmi place să vorbesc cu oamenii. Am atâtea multe experiențe, cu... vorbesc cu oamenii, îmi place. Și știu unii din voi care vorbiți cu oamenii și vă place, dar nu-i destul să vorbești cu oamenii. Vreau să-i vezi pe oameni aici și venea, am, fost un... am vorbit cu un profesor universitar și-a venit acolo și stă pe ultimul rând acolo și după ce l-am salutat, după ce l-am salutat și am predicat, ceva, vai domnul pastor, Vai, da, câte facultăți ați făcut? Nu zic că am făcut facultatea lui Isus. Facultatea lui Isus am făcut-o. Și el a zis, dar de unde atâta înțelepciune? Zic, de la Isus, de la Duhul Sfânt. El ne dă înțelepciune. Amin. Și el spune, dar de ce cei din jur sunt cum sunt? Zic, Domnul bun. Ce puteam să spun? Pentru că vă iubesc, biserică, vă iubesc, auziți bine, vă iubesc. Sunt aici cu voi de 29 de ani aproape. În iunie va fi 29 de ani de când sunt aici. Dar nu vreau să bat apa în piuă și numai pe loc să mă mut. Nu vreau asta. Am un mandat, am un vis. Și te rog să intri și tu în parteneriat cu mine acest vis, putem împreună, putem și numai împreună putem să-l împlinim. Amin? Amin? Ai valoare, ești valoros. Amin. Ești valoros. De aceea, în această seară, o, oh, pardon, în această dimineață, te provoc, te provoc să intri în acest parteneriat cu mine. Trei lucruri ca să fie eficient. Rugăciunea și vă invit la rugăciune numai pe mijlocitor, pe toți, care vreți să vă rugați și vă aș ruga să vă rugați toți, toți să ne rugăm, altfel nu se schimbă lucrurile, toți avem nevoie de rugăciune, nu numai mijlocitorii. Veniți la rugăciune, Marțea, veniți la rugăciune, duminică dimineața, când e aici, rugăciunea și apoi acțiunile. Acțiunile, mă bucur de unii din voi. Adi Popa, mă bucur că tu mărturisești acolo colegii tăi pe Hristos, mă bucur de tine, știu ce faci. Dar unii din voi îmi pare rău. Nu văd nicio acțiune. Mare spiritual, dar nimic, nimic, nimic nu mișcă. Și asta nu-i bine. Biserica lui Hristos trebuie să fie o biserică vie. Amin. O biserică plină de puterea lui Hristos. Amin? Amin. Trei lucruri. Rugăciune. Îl mărturisești pe Hristos. Evangelizare, ucenicizare și să lăsăm puterea Duhului Sfânt la lucru. Ia să vedem câți dintre voi sunteți botezați cu Duhul Sfânt, mâna sus. Ia uită, wow! La da, întrebarea mea simplă, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ce faci? Încrucișezi mâinile? Stăm așa, nu știu, nu fac, nu pot, nu... stăm așa, sau Zic, Doamne, folosește-mă spre slava și gloria numele tău, câți dintre voi. Și ar trebui să încep din nou să zici, și pe mine, și pe mine. Doamne, vreau și eu, și eu, și eu, și eu să fiu folosit de tine. Amin. Amin. Dragilor, Biserica va intra în acest proces de transformare. Amin. Va intra în acest proces de transformare și vreau să, vreau să intre. Hmm. Dacă mă uit, Biserica din. Biserica la odiceia în Apocalipsa, știu faptele tale, știu că crezi că îți merge bine, dar ești rece, nici rece, nici în clocot, ești pe niciunde cu alte cuvinte. Ți se pare că mergi bine. Nu-i nu de la mine citirea asta. Începând cu versetul 14 din, din, din Apocalipsa 3, acolo vedem. Vedem, vedem asta, îngerul bisericii vorbește, păstorul bisericii vorbește astăzi, îți vorbește ție, te-aș ruga foarte mult să iei seama, ai o responsabilitate auzind acest cuvânt adevărului, auzind această pasiune pe care o am, o pasiune care nu poți să o ia nimeni, chiar atunci când trec prin încercări, prin greutăți, rămâne acea pasiune în mine, rămâne acea pasiune în mine. Iată ce zice. Cel ce este amin, martorul credincios și adevărat. Începutul zidirii lui Dumnezeu. Vezi, știu faptele tale. Auziți, aici vreau să ne gândim bine. Și te rog să te gândești bine la aspectul ăsta. Știu faptele tale. Că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Domnul vede faptele tale și faptele mele oricând mi se deschide o oportunitate, gura mea e deschisă să-L proclame pe Iisus. Nu numai de aici. Când îl lași pe Duhul Sfânt să-ți descopere și mă ud și mă duc la mulți oameni și rămân șocați oamenii, pentru că Duhul Sfânt în descopere pentru ce să mă rog. Duhul Sfânt în descopere și omul rămâne, o, cine ți-a spus? Dar de unde știi? Asta e frumusețea creștinismului. Asta e frumusețea trăirii în neprihănire. Asta e frumusețea trăirii în lumina adevărului. Altfel, no, nu, nu mă interesează, lasă-l pe el de mine și de cei patru ai mei. Ăsta e lozinca timpului de astăzi a multora. Dar n-aș vrea să rămână lozinca asta. Aș vrea să, a vrea să te înrolezi cu mine în acest parteneriat și lozinca ta să fie Vreau un suflet pentru Hristos. Doamne, folosește-mă. Nu știu cum, nu știu când, nu știu în ce împrejurare, dar folosește-mă. Și versetul 19, tot din Apocalipsa 3, versetul 19. Eu mustru și pedesesc pe toți acele pe care iubesc aceea pe care iubesc. Fi plin de râvnă, dar și pocăiește Aici ai cuvântul. Fi plin de râvnă. Dar știi că râvnă asta nu-i doar de la mine. Nu, nu, nu. Ar trebui să fii plin de râvnă pentru oamenii pierduți. Și dacă te uiți în Psalmul 126, vei vedea prins și de război. Și la acest amvon. la acest... Au fost sute de oameni, mii! Mi-aduc aminte în 1993, peste 3.000 de oameni, peste 100 de oameni la ambonul acestei biserici să predau, duminică după duminică, unde suntem acum? O, suntem mai de mult în credință. O, avem experiență în biserică. O, știm pe fratele Daniel, greșelile lui și toate astea. Sunt pe cu tare și cu tare. Nu, nu, asta e interesant. Asta nu e interesant. Pentru că dacă te iau la analiză pe tine, îți dovedesc că îți scot niște greșeli fatale. Dar nu vreau asta. Dumnezeu nu se uită doar după greșelile noastre. Dumnezeu vrea să scoată frumusețea. Frumusețea din noi! Înaintea Domnului ești frumos? Înaintea Domnului ești prețios? Înaintea Domnului trebuie să faci ceva? Altfel, ne pierdem timpul. Ne pierdem timpul. Nu vreau să vii să-ți pierzi timpul la Biserica Agape, ci vreau să, să fii roditor vreau să știi că Dumnezeu te-a binecuvântat. Vă rog foarte mult, nu mai vorbiți din asta, că eu n-am mai, că eu n-am mai, că eu n-am mai, că eu n-am mai. A... Nu mai vorbi. Nu mai vorbi de asta. Vorbește ce ai, ce ai în Hristos, că ai viață și ai o viață din belșug, că da, bălu, asta face, vrea să distrugă biserica, dar nu poate, auziți bine? Porțile locuinței morților nu, nu vor birui pe biserică. Cu alte cuvinte, ce vrei să spui? Oricât ar acționa diavolul, oricâte boli, oricâte îngrijorări, oricâte probleme ți-ar da, Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, îți dă biruință. Amen. Nu vor birui biserica. Poate mă vor pentru câteva secunde, dar după aia mă ridic în capoaselor și zic, slăvi să fie Domnul, Domnul este tăria mea, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște pe pășun verzi și mă duce la apă de odignă, îmi viorează suflet! îmi sufletul. În această dimineață întrebarea, ești înviorat de Duhul lui Dumnezeu? Dacă ești înviorat, inv auzi, hotărăște-te! Să intri în acest parteneriat, nu doar vorbe, nu doar vorbe. Hotărăște să faci și tu ceva pentru Hristos. Dar frate, dacă de la program, dacă vin, nu-i destul? Nu! Dacă vin doar la rugăciune, nu destul? Nu! Dacă sunt când la închinare, nu-i destul? Nu! Când te vezi eficient în lucrarea lui Dumnezeu, și dacă ne-am analizat fiecare dintre noi și ne-am vedea, ar fi multe lucruri care ar trebui să le schimbăm în viața noastră. Și ca Duhul Dumnezeu, ca, dacă Duhul lui Dumnezeu îți arată lucruri care trebuie să le schimbi, schimbă-te, schimbă-le. Doamne, adu înapoi pe prinși noștri de război. Aici în Timișoara sunt mii de prinși de război. Nu vorbesc, n-am nevoie de alți membri din alte biserici. Nu am nevoie! Nu avem nevoie! Avem nevoie de oameni care au auzit Evanghelia, oameni ca Oana, oameni care văd că aici se întâmplă ceva, oameni care primesc pacea, oameni care vin bucuroși la casa lui Dumnezeu. Hmm. Dragilor, avem de lucru. Diavolul, nu poți să-l oprești, el zice. Diavolul fură. Asta e asta meseria lui. Și va fura. Fură, junghe și prăpădește. Asta e meseria lui și va veni și la tine și la mine. Dacă poate să fure. Dar eu nu las să fure. Asta depinde și de tine. Îl lași să fure pacea în familia ta. Îl lași să fure bucuria în familia ta. Ce îl las să Nu, eu am o viață, o viață cu Isus. Am o viață din, din belșug. Mă hrănesc, mă hrănesc cu cuvântul adevărului. Dragilor, e așa de frumoasă viața cu Isus. Chiar în încercări. Chiar în încercări. Atât de frumos. Și mărturia aceasta, mulți dintre voi puteți să o aveți. Dar vă chem în această, mă opresc aici, asta este doar introducerea, doar introducerea, te rog să pui versetul, versetul uh, 20 din Apocalipsa 3, cu asta închei. De ce îl cu un versetul ăsta? Pentru că Domnul Isus este gata să stea la ușa ta și ea, ea, el vrea să-ți deschidă. El bate la ușa ta. Trezește-te omule. Eu vreau să te folosesc. Iată, eu stau la ușă și bat. Și aici e cuvântul. Dacă aude cineva glasul meu. Și deschide ușa, nu-i destul că auzi glasul Domnului. Și deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Te las cu aceste lucruri. Trei lucruri esențiale, trei lucruri esențiale. Primul, dacă auzi glasul Domnului, deschide ușa, deschide urechile tare, deschide inima. El intră aici, în inima ta, în mintea ta, în inima ta. Avea, vrea să aibă părtășie cu cine, vacina cu el. Și el cu tine. Asta e frumusețea creștinismului. Creștinismul nu este doar o, emblemă. Și cu asta sfârșesc, creștinismul este o relație cu Isus, Fiul lui Dumnezeu. Mă rog ca această relație să te ajute pe tine și pe mine să fiu gata să mă las folosit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dacă ești aici și vreai, vrei să te lași folosit, vreau să te, te întreb și te rog să-mi răspunzi, vrei să te lași folosit de Domnul, vreau să fac o rugăciune pentru tine, este cineva care vrea să se lase folosit de Domnul, mânuțele sus, mânuțele sus, deci, Doamne, Tu vezi aceste mâini, aceste mâini, Doamne, îți mulțumesc pentru bunătatea Ta, pentru harul Tău, Doamne, ridicând mâinile, Doamne, spunem, da, vrem să stăm la dispoziția Ta. Da, vrem să, Doamne, să împlinim cuvântul Tău. Vrem să facem voia Ta. Învrednicește-ne, ajută-ne. Iar pe cei care n-au ridicat mâna, Doamne, mă rog ca și pe ei să-i binecuvintezi Tu. Ca și ei, la rândul lor, să ridice mâna, să spună, da, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Ajută-mă să fac voia Ta. Binecuvântat să-ți fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Domnul să vă binecuvinteze!